Bun găsit, stimați prieteni! Continuăm seria edițiilor de Crăciun. Invitatul meu este domnul primar Adrian Dumitru, primar localității Vlejui. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Spuneți-mi, vă rog, noi încercăm aici să dezgrupăm Crăciunul de altă dată. A ce miroase Crăciunul dumneavoastră din vremea copilăriei? Care sunt acele mirosuri pe care, dacă le simțiți, e clar copilăria dumneavoastră? Fac parte din generația care, perioada în care venea Crăciunul, noi îl așteptăm pe Moș Gerilă, pe Moș Crăciun. Și cred că și dumneavoastră la fel. Așa era la acel moment. Revenind la ce spuneați mai devreme, care e mirosul copilăriei în preajma sărbătorilor de Crăciun, una dintre sărbătorile, sau sărbătoarea mea preferată. Și, da. Da. Mirosul de cozonaci copți în cuptorul de acasă. Cine îi făcea? Bunica. Bunica făcea cozonaci, mama n-a făcut cozonaci. Mama făcea turtă dulce. După o rețetă din Ardeal, bunica mea era din Săcele, de lângă Brașov. Și gospodinele din Ardeal aveau așa o afinitate către a face cât mai multe rețete de prăjituri. Era o nebunie cu ocazia sărbătorilor la noi, cu tot felul de rețete. Și acum avem acasă moștenire, caietul cu rețete de pe vremea bunicii. Mama nu făcea cozonașcă, făcea bunica, dar ea făcea turtă dulce, cu ișoare, cu scorțișoare. Era un miros nemaipomenit în casă în preajma sărbătorii de Crăciun. Eu eram cu tata pe partea de sacrificat purcelul, am prins partea aia de pregătit porcul tradițional. Da. Știți că se pârlea cu paie. Dacă mergem acum în anumite zone din Bucovina, din Maramureș, și încă mai sunt anumite pensiuni, unde dacă vrei să asigi la tăiatul porcului tradițional, după ce se sacrifică purcelul, începe să-l acopere cu paie, dă foc, după aia încep ei să-l curețe, să-l aranjeze. Foarte frumos, am niște amintiri din perioada copilăriei de acasă cu bunicii, foarte frumoase. Deci cozonac, turtă dulce și sarmale. Cine le făcea? Tot bunica. Învârteau sarmalele foarte frumos. Speciale? Da, da, da. Și când dădea drumul în ajunul Crăciunului să fiarbă oala cu sarmale și mirosea în toată casa, plăcut. Și bineînțeles, noi copiii așteptam să împodobim bradul, așa cum era pe vremea aia, mai găseam bomboane de pom atârnate așa frumos în brad și nu știam cum să mergem să mai luăm câte una dintre ele. Și cred că au făcut-o cu toții, da. Lăsam celofan acolo până când după Crăciun. Că nu-și dau seama părinții. Exact, dar, da. Deci amintiri frumoase. Spuneți-mi, vă rog, brad natural? Miroase și ea brad Crăciunul dumneavoastră de copil? Parțial. În primii ani ai copilăriei, când l-așteptam cu brațele deschise pe Moș Crăciun, pe moșul să vină să ne aducă cadouri, la momentul ăla încă mergeam pe ideea de brad natural părinții mei. După care, cu restricțiile care erau pe vremea comuniștilor, vreau să vă spun că am avut și noi brad artificial în casă. Mai simplu, mai comod, nu mai dădeai bani pe brad, dar aveam brad în curte și tăiam câte o cetină din el și puneam în casă, la perdele, în glastră, să miroasă cetină de brad. Mare fiind și de când sunt în administrație, am mers pe ideea că în biroul meu, o mare parte din timp și după aceea în clădirea instituției, am avut brad natural la ghiveci, pe care, după ce treceau sărbătorile, îl plantam. În curtea primăriei, în parcuri, în curtea primăriei avem doi brazi, unul din 2004, din iarna lui 2004, unul din iarna lui 2005, care acum sunt o frumusețe, sunt mari. Împodobitul bradului, cine îl făcea la dumneavoastră? Era un ritual sau acelui brăduț, brad, ce-o fi fost el? Că dumneavoastră, oricum, ca și copilul, se părea mare. Corect, așa este. Îl făceam împreună cu mama. Nu pot să spun că era chiar un ritual, pentru că multe de făcut în perioada aia, pentru cei care își aduc aminte, nu prea aveam zile libere înainte de Crăciun.
Nu dădeau regimul comunist una, două zile libere. Era de Crăciun și cred că și a doua zi îl făceam în apropierea Crăciunului sau într-o sâmbătă, seară, duminică, înaintea Crăciunului. În ajunul Crăciunului? Nu. Sâmbăta, duminica până în Crăciun, nu știu când pica Crăciunul, că știm că e dată fixă 25. Și atunci când ei erau liberi, scoteam bradul sau venea tata cu bradul natural, îl puneam în suport și începeam să-l împodobim cu globulețele care... Aveam niște globulețe încă de pe vremea mamei și acum cred că mai am unul dintre ele în pod. Mi-a fost atât de drag de el, un cap de moș Crăciun, da. Barba argintie și sclipiciul ăla care era pe el, de câte ori l-am utilizat. Din sticlă. Din sticlă, da, din sticlă. A cam dispărut și l-am pus undeva frumos deoparte. Le-am spus copiilor, pe ăsta nu îl mai punem să nu cumva să spargă, că e de pe vremea de când eram eu copil și cred că v-am spus de când era mama copil și l-am lăsat moștenire în cutia noastră cu globulețe. Acum încercăm să menținem ritualul pe care l-am împământenit acasă de când au apărut copiii, în sensul că de vreo 15 ani de zile noi împodobim bradul ori pe 23, ori pe 24 și ei sunt cei care sparte, cât erau mici, erau lângă noi și zicem, dăm și mie globuletul, hai să-l punem pe ăsta, hai să așezăm beteala sau instalația, iar la momentul ăsta o fac ei. Și noastră stați. Da, da, da. Și chiar am vrut acum, înainte de Crăciunul ăsta, n-am apucat, am avut o intenție, dar n-am apucat și vom respecta tradiția. Am adus brăduțul acasă, tot așa la Ghiveș, ca după aceea să-l replantez. De vreo săptămână am vrut să-l facem și noi mai devreme, să fie acolo, să ne bucurăm de el. N-am apucat, fiind o perioadă un pic cam agitată, și băieții au zis, stai că venim noi acasă și îl facem sâmbătă. Adică 23-24, uite cum se întâmplă, să respectăm tradiția. Țineți mult ca toată lumea, toți membrii familiei să fie acasă de Crăciun? Eu așa am fost obișnuit. Deci de mic copil, pentru noi sărbătorile Crăciun, Paște, erau acasă în familie. După ce am crescut, m-am căsătorit, mergeam la socrii, părinții mei decedând, tata înainte de a mă căsători, mama la un an după, și mergeam de Crăciun la socrii, după ce au apărut copiii, ne făceam masa noastră și mergeam în vizită la socrii. Și de 10-12 ani de zile avem tradiția ca în ajunul Crăciunului pe 24 seara, ne strângem lângă brad, servim masa și pentru că cei mici întotdeauna sunt foarte cuminți și moșul are grijă de ei, cât stăm noi acolo și ascultăm colinde, servim masa, constatăm că moșul ne-a vizitat, a lăsat cadourile lângă brad și împreună cu ei desfacem cadourile, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Acum natul meu, care mi-este foarte apropiat, de cele mai multe ori a jucat rolul de ajutor al lui Moș Crăciun. Aveam un fez de ăsta verde de spiriduș și el deschidea cadourile, copiii foarte încântați. Menținem tradiția, așa anul ăsta avem același obicei. S-au schimbat generațiile, copiii cei mari au ajuns să fie ei spiriduși și nepoții, finii mici care vin la noi în ajunul Crăciunului vor fi beneficiarii ajutorului moșului care le va desface cadourile. Spuneți-mi, vă rog, ați fost un mare colindător, cântecele de Crăciun. Colindător mare n-am fost, dar ca orice copil mi-am dorit să merg grupul de colindători în ajunul bună dimineața, în ajunul Crăciunului. Deci cu bună dimineața da, ați mers, da? Da, da, cu traista aia, te duceai la oameni când primeai o portocală sau... Iarăși, pentru cei care mai țin minte, erau acele monezi de aluminiu de 5 lei. Da. Da, și aveam pușculiță făcută dintr-o sticlă de lapte lipită, cu decupat, și acolo ne strângeam bănuții. Când primeam 3 lei, 5 lei era deja maxim, maximul. Era, da. Da, părinții îți mai dădeau bani de hârtie când mergeam colindu. Și asta am pornit de mic. Veneai acasă cu traista, cu portocale, cu covrigi, mere. Ce se dădea pe vremea aia și se respecta tradiția colindului, da? Cu nuci, cu ceva de genul. Deci bună dimineața, în da, ajun. Da, da. După care, crescând un pic, am început să mergem cu plugușorul, cu bice. Începeam sfârșitul lunii octombrie, începutul noiembrie,
băieții să trosnim cu bicele pe stradă. La vremea mea erau atât de multe mașini și stăteam seara după ce veneam de la școală, eram 2-3, care trosnește mai tare cu biciul, care e mai lung, din ce ai făcut sfârcul ăla, așa ca să poată să trosnească, căutam rafii, împleteam sfârcurile, le prindeam de, de bici. Deci pregăteați biciul. Oh, cum? Mi-a adus tata un bici la un moment dat, că nu-mi plăcea mie ăla care l-aveam, nu știu de la cine luasem, de la un văr, cred. Și a dat comandă unui coleg de-al lui de la muncă, mi-a adus unul frumos, lung, că era atât de greu pentru mine, că la 12-13 ani, când începusem noi să mergem colindu cu, deci am mergem cu bicilii, era expresia noastră de copii, da? Și ne strângeam pe stradă, trozneam, ne mai certa lumea că ei veneau de la serviciu cu alte gânduri, noi trebuia să ne antrenăm ca să putem să facem față colindului. N-am fost niciodată cu plugul mare, ăla care era a doua zi pe de anul nou. Pe căruț, nu, n-am mers niciodată cu grupul ăla mare de colindători care mergea în tot satul, în toată comuna. Noi mergeam în apropierea casei, la rude, eram un grup de 3-4. Vă ce-ți aminte cine mai făcea parte din gașcă? Sigur că da. Dar partea cea mai frumoasă a fost că un văr de-al meu care era și vecin cu mine acolo, la un moment dat, mai mare cu 5 ani de zile, zice, hai să ne facem buhai. A fost domnul Menache cu buhaiul? Nu. Într-o putinică să pui o piele de vacă, de oaie, să tragi fire de păr de cal și să tragi de firul ăla până scotea un zgomot, da? Nu prea ne-a ieșit. Frumusețea cea mai mare care a fost, la un anumit moment dat, până să primesc biciul ăla de la tata, s-a rupt biciul care l-aveam. Cum să ne continuăm noi colindu? Am fost acasă, am luat două perii de paie. Știți ce frumos să trosnește cu două perii de paie când ziceam în azi, măi? Sau cu inventivitatea copiilor. N-avea ce să facem, trebuia să producem bani. Doamne, ce fericit era când ajungeam acasă și vedeam cât am strâns, era casierul. Unde împărțeați banii? Casa, da? La casă? Casa? Da, da, îi dădeai banii la casă, era cel mai mare din grup, ăla strângea banii, ajungeam după aia la unul dintre noi acasă, cât am strâns, cum îi împărțim, ce facem. Bineînțeles, și după Crăciun, că de Crăciun îți dă produse, după care sărbătorile interesante pentru noi erau alea în preajma anului nou, pentru că îți venea cu sorcova, după Crăciun, că îți dădeau bănuți. Lugușorul și sorcova, da. Hai să vedem câți bani am strâns. Hai să vedem câți bani am strâns. Da, aminte frumoase. Și ce erau banii noștri, erau banii noștri, ne puteam lua ce ne doream noi. Ce găseam la momentul ăla? Dulciuri? Deci nimic notabil, nu aveți aminte ca să face, să luați ceva deosebit din greu banii. Pe vremurile alea. Greu pe vremurile. Deci nu se găseau produse, de fapt. La momentul ăsta sunt alte tentații, alte produse. Dar parcă nici colindătorii nu mai sunt... Nu. Nu. Deci deja am încercat la un moment dat să public în ziarul local colindele alea vechi. Alea pe care le știam noi cu toții, în afară de sorcovă, care și aia mai vin anumiți colindători din zilele noastre, cu ea un pic reinterpretată, colindele alea vechi, să știți că nu mai sunt. O singură dată țin minte că am fost cu Steaua, da? După care am renunțat că ăla era un colind mai pentru băieți ăștia de peste 15-16 ani. Ideea e că partea mea de mers cu colindul a fost cam până în 14 ani, după aceea nu. Bună liceu dimineața și Plugușor, da. Liceu, Sorcova și... Spuneți-mi, vă rog, care este jucăria pe care ați cerut-o moșului? Îmi spun scrisoare, evident, și pe care ori ați primit-o, ori n-ați primit-o. V-ați dorit ceva foarte tare de la Moș Crăciun? Iarăși, cred că noi, părinții, greșim în zilele de astăzi, oferindu-le pe tot parcursul anului copiilor noștri cam tot ceea ce își doresc din punct de vedere al jucăriilor. Și cei care se uită la emisiune, dacă sunt cinstiți cu ei înșiși, recunosc că uitându-se în debara, sunt mult prea multe jucării pentru copii, unele dintre ele le mai dăm la alții, dacă își dorește copilul ceva, imediat îi cumpărăm. Și atunci, în preajma sărbătorii nașterii Domnului, când moșul ne colindă pe cei care am fost cu minți, copiii din ziua de astăzi își doresc prea puține. Pe vremea când eu eram copil, ne doream orice jucărie, ne dădea moșul. Că noi beneficiam, cred că, de 3, 4, 5 jucării pe tot parcursul anului. Hai, dacă primeai de ziua de naștere, așteptai să vină Moș Crăciun, că sigur îți dădea o jucărie.
pe vremurile acelea, Moșu avea multe contracte cu fabricile de jucării din China, care veneau pe vapoare destul de rar. Unele veneau și după Crăciun, întârzia vaporul. Țin minte că am primit o jucărie, un motociclist pe o motocicletă cu ataș, se învârtea mecanismul cu cheie și te jucai cu el, se învârtea asta singur pe acolo. Un vapor, da, da, un vapor. Era o motocicletă frumoasă, se învârtea cu cheie, se învârtea ăla într-un loc. Bicicletă v-ați dorit? Da, da, aia am primit-o de ziua mea. Deci nu venea de ziua moșului. Și dulciuri primeam, jucării mai puține. Ce s-a întâmplat cu acel caiet de la bunica de prăjituri? Îl am și acum. Soția mai face din când în când. Și exersați din când în când? Nu eu. Haideți. Nu dumneavoastră, familia, în sensul eu acest. Eu dau comandă. Și mâncați. Da, 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 da. Dar avem caietul ăla de prăjituri de la bunica. Un caiet vechi, s-au îngălbenit foile de hârtie și rare ori, din când în când, mai cercetăm anumite rețete și le aplicăm. Bunica vă lua cu dânsa la biserică de Crăciun, la slujbă? Da, 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 da. Deci am stat până la 7 ani în orașul Boldești. Ne-am mutat la Blejoi, tata fiind de acolo, în 1977, pe 5 martie. Pentru cunoscători, pe 4 martie a fost cu tremurul. Casa în care stăteam la Boldești s-a deteriorat, cea de la Blejoi era aproape gata, a început să o construiască, ai mei cam 2-3 ani de zile, nu, 3-4 ani de zile înainte de cutremur, și fiind aproape gata, n-am mai refăcut-o pe cea de la Boldești, care era a statului, stăteam în chirie și ne-am mutat la Blejoi. Până în anii 80, mergeam în fiecare duminică cu bunicii, cu bunica și cu bunicul, părinții mamei, mergeam la biserică. Acolo l-am cunoscut pe cel care, după 83 parcă, a devenit preot paroh la biserica din Blejoi, părintele Adrian Diaconu, cel care este protopop de Geneva și Lozan la momentul ăsta. Cel care i-a dat ultima împărtășanie maestății sale regelui Mihai. A fost duhovnicul regelui Mihai în ultimii ani de viață ai regelui. Dumnealui era cântăreț în strană la o biserică din Boldești, a ajuns preot paroh la Blejoi. A fost singurul preot care a construit din temelii o biserică în perioada comunistă, biserica dărâmându-se în 77 la cutremur. Părintele Diaconu a demolat fundația, a făcut o biserică mai mare, a adus o jertfă pentru această ctitorie și din 90-91 a fost numit protopop de Geneva și Lozan. Și uite că timpul, pornind de la Boldești, l-am găsit la Blejoi, mai departe e acum cetățean de onoare al comunei pentru ceea ce a realizat și ceea ce a făcut în comună. Deci cu bunica mergeam de Crăciun la slujba de la biserică. S-au pierdut obiceiurile acestea. Foarte mulți oameni mergeau de Crăciun la biserică. Dar să știți că și acum sunt. Deci uitați, la bisericile din Blejoi, dimineața Crăciunului, preoții au reușit să atragă destul de mulți oameni la slujbă. Să știți că vin tineri, vin și copiii, pentru că primesc și ei de la moșu, lasă la biserică o punguță cu dulciuri. În biserici este împodobit un brad, mai mic, mai mare, depinde. Mergea și la împărtășanie cu bunica? Da, sigur, sigur. Țineam și post, îmi dădea să eram cu bunicii, părinții la serviciu. Eram acasă cu bunicii și îmi dădeam mâncare de post, mergeam, ne împărtășam. Bineînțeles, copil fiind, dacă tăiam porcul, aveam acea excepție să mâncăm șorici. Care este imaginea? Aveți vreo imagine care vă vine în minte în preajma Crăciunului din copilărie, cu bunica, cu bunicul, cu mama, cu tată? Mesele care le aveam împreună când se așezau, așa cum erau timpurile atunci, nu lipsea de pe masă, nu lipseau bucatele și atmosfera era plăcută. Vezi toți membrii familiei la masă, să vorbim, să petrecem, frumos. Deci cuvânt cheie, împreună. Da, 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 familie.
Și de asta și acum poți să țineți. Da, da, da. Și încerc cât pot și copiii mei au învățat. Că îi întrebă, mai întâi nu mergem și undeva de Crăciun, că uite, acum e la modă, mergem cu Ira în Maramureș, vedem tradițiile. Chiar am vrut anul ăsta, ne-am rezervat concediu și eu și soția înaintea Crăciunului. Și acum vreo lună jumate mai rezervăm, nu? Hai să facem acasă, nu? Să fim iarăși. Fie masa plină, să fie masa bogată, să fie oameni pe lângă noi. Să... Tradiția cu porcul? De câțiva ani de zile nu, pentru că iarăși vine doctorul și spune că să evităm carnea de porc, să nu mai mâncăm tocătură, cumpărăm un sfert de porc, pregătim să avem doar pentru Crăciun ceea ce ne dorim cu toții, cârnat, pomana porcului, dar tăiatul porcului în curte nu. Tata avea o vorbă. Când tăiam porcul, stăteam de dimineață, ne apucam să pregătim, să îl sacrificam, v-am zis, curățat, după aia tranșat, băgat în casă, făcut pomana porcului, sărăcea, începeam deja să pregătim șuncile, tranșatul cărnii, pregăteai carnea de cărnat. Și el avea o vorbă, dintr-un porc doar guițatul nu-l folosești, în rest orice din porcul ăla se folosește. Ziți-vă că pe vremea comuniștilor, pe vremea lui Ceaușescu, găseai cam greu mâncare. Carne cel puțin. Și la momentul ăla făceai piftie, orice parte a porcului o foloseai. Deci doar guițatul de la porc nu-l folosești. Nu mai respectăm tradiția asta ca în săptămâna dinaintea Crăciunului de Ignat, înaintea Ignatului cu zi două, să ne strângem, să punem covriș pe plită, să se încălzească, să bei cuțuică fiartă, să strângem toți pe lângă. Nici cernile nu mai sunt alea care erau, că era frumos să tai porcul pe zăpadă. La noi copiii veneam un pic, luam șurici, mergeam, ne vedeam cu Sania pe derdeluș. Acum avem... cald. Spuneți-mi, vă rog, cum reușiți să intrați în... Vă iese ușor să intrați în atmosfera Crăciunului? Vreau să vă spun că anul ăsta este primul an în care am intrat mai greu în atmosfera Crăciunului, dar ușor, ușor spiritul ne cuprinde, da. Mă cuprinde și pe mine, ne cuprinde și pe noi. În anii trecuți, cu 2-3 săptămâni de zile, intram în atmosfera de sărbătoare. Cum? Adică mulți zic, domnule, nu mai simțim, faci în perioada de Crăciun. Dați-ne, vindeți-ne secretele. Da? Trebuie să intri în atmosfera de Crăciun, mergând pe principiul ăsta, din ce ai dăruiește. Din prea plinul tău dă și altora, din puținul tău dă și altora. Și în momentul în care vezi fericirea pe chipul celui care primește ceva de la tine, un cozonac, o sticlă cu vin, un dulce, o jucărie, da? Dulciurile pe care le primesc copiii, că au fost cu minți la serbări, cei mai nevoiași, un prieten, da? Că a primit un lucru cât de mic, un ornament de Crăciun, da? Faptul că dăruiești ceva, începe și îți dă acea atmosferă de sărbătoare. Nu știu, pentru mine Crăciunul este sărbătoarea principală și Paștele, o sărbătoare pe care o petrești tot așa în familie, dar altfel. Nașterea Domnului o simt altfel. E un prea plin sufletesc, o împlinire, o altceva. Și eu am aceeași opinie. Adică zăpăceala care a fost în ultima perioadă, sfârșitul ăsta de an, m-a făcut să nu mai intru, cum intram eu cu 2-3 săptămâni în atmosfera Crăciunului, dar acum da, ascultăm colinde și acasă și în birou, aerul ăsta frumos. Mi-aș dori să fie un pic mai frig, să fie un pic de zăpadă, o cană cu vin fiert, da? Să ne strângem cu toții, luminițele de Crăciun pe care le pui pe loc. Nu prea mai au același farme ca acum 15-20 de ani, când totuși aveam iarnă. Și pe greu. De altă parte, poate iernile vor veni, însă ne trebuie neapărat să păstrăm tradițiile. Aia da. Fiindcă iernile pot reveni, dar tradițiile... Trebuie să ne menținem această bunătate din suflet în preajma acestei sărbători și dacă reușim, nu doar în perioada Crăciunului, trebuie să avem dorința asta de a fi mai buni pe tot parcursul anului. Cred că aia ne-ar face mai umani. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru deschidere, pentru participare și pentru deschidere, în primul rând. Vă doresc sărbători frumoase și luminate. Mulțumesc mult! În familie! Împreună, da. Împreună. În familia. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Ne vom revedea curând.